Am urcat pe scena Casei de Cultură, care urmează a fi reparată. Și probabil e ultima noastră posibilitate de a filma aici, de asta și am grăbit cumva procesul. De obicei, cabinet de chimie la 3. Dacă ceva explozie, să zburăm în cer. Știți, înainte îmi spuneau doamna, acum de multe ori când vor repede vorbească, mă mai numești bunica. Tot timpul am vrut ca copiii să se ducă la dânsii bunătatea, omenia, simțul ăsta de prietenie între ei. Care a rămas astăzi valoarea școlii și misiunea ei? Socot că misiunea principală a școlii este a pregăti copiii pentru viață. Da, noi avem salarii mai mici, poate nu suntem așa îmbrăcați, poate nu avem acele mașini scumpe, dar avem valori care niciodată n-a să fie, nu putem pune semnul este egal dintre valorile noastre care le au un profesor, fiindcă trebuie să ai valori ca să educi alți copii. Mă mândresc încă de faptul că aproape toți profesorii care sunt acum în școală sunt foști elevii mei, în frunte cu directoarea, cu șefa de studii, la clasele primare, la clasele mari. Nu poți să fii om frumos doar în exterior dacă nu ai un suflet bun. Au existat momente când v-ați gândit că bunătatea vă dezavantajează? Că faptul că sunteți prea bună vă face să pierdeți? Am pierdut, dar știți, nu-mi pare rău. Fiindcă, știți, viața este ca un bumerang și cei care fac rău, rău primesc. Știu că fiicele dumneavoastră, una a ales să fie medica mama, alta a ales să fie artistă, ca tata aproape. Pentru că în familia dumneavoastră se cântă mult, iar petrecerile sunt petreceri gândite, petreceri de suflet. Deci nu sunt doar despre a bea și a mânca, dar e despre a promova frumosul, a promova valorile noastre naționale. Dintr-o dată au spus că premiul mare frații de pește prot l-a luat noi, adică premiul. Și pentru noi, știți, a fost așa, că ne priziveste, știi cum, nici nu ne-am gândit că sărbătoarea lor și că încolo câștigăm noi. Eu știu că ați făcut foarte mult și pentru a menține spiritul ăsta național aici, acasă. În 2017, la 21 februarie, am organizat alt colectiv. Iasomie. Iasomie. Mă mândresc, este un colectiv foarte bravo, toți uniți, le place muzica. Noi acum stăm cu picioarele pe un covor care are pe 8 decenii, așa mi-a zis proprietara. Și este covorul care va însoți, dacă pot să zic așa, la multe expoziții împreună cu Iasomie sau a fost pe fundalul înregistrărilor video făcute cu colectivul Iasomie. Frunzulițe Iasomie, dai da 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 da, mult mi-e drag la nuntă mie, dai da 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 da, de cuzori până în serat, da 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 da. Din străbun sunt obicei, șai la 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 la, joacă un bărbat și o femeie, șai la 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 la, un flăcău și o fată mare, ta da 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 da, ce s-a pus în păr o floare, ta da 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 da. Spuneți-mi, vă rog, v-ați dori ca în sălile caselor de cultură de la noi din țară să răsune mai des cântecul nostru popular, autentic,
Și ați fi gata să participați mai des la aceste festivaluri, doar ca sălile să devină din ce în ce mai pline? Nu știu, deși stăți așa, parcă sunt străinat. Localitatea Țipala, comuna Țipala, care include, apropo, și satele Budăi și Bălțați, are multe tradiții și are multe de demonstrat și de arătat. Iar faptul că se zice că casele de cultură sunt goale pentru că oamenii nu sunt interesați să facă anumite lucruri acolo, este greșit. De fapt, casa de cultură, dacă ar oferi confortul necesar, ar uni aici oamenii de cultură. Ziceai că faci fotbal de mic, dar cumva ai învățat să prinzi mingea, să o ții corect atunci când te-ai dus la liceul sportiv. Îți duceau practic cei mai buni din toate raioanele sau din toate satele, că nu m-am dus eu că vreau să învăț la liceu, eu că m-am dus. 2 ani la rând am încercat să intru la acel liceu. Da, eu ca de brânză, poate să intri, poate să asta, dar eu niciodată n-am fost. Ai avut brânză acasă sau nu ai vrut să o dai? N-am vrut să o dau, pentru că mi-a spus că las că tata îți ducă la Moscova și așa, să facă bani și să intrăm. Dar eu am zis că nu, oare eu intru, puterile mele, oare nu mă duc deloc. Cine te-a ajutat să te pregătești psihologic mai bine? Asta cred că e cel mai mare la noi minus în fotbal moldovenesc, că nu prea se lucrează la psihologic. Mine tare m-a ajutat familia. Când m-am căsătorit, pe urmă când au apărut primul copil, nu știu cum, parcă s-a schimbat ceva în mine. Pentru mine... Puțin să uit pe ușă. Bunica, tu ești șef? Da, eu spun, nu, eu sunt contabil șef. Da, dar ești șef? Da, eu zic, da. Așa a fost pentru el ceva important că șef. Trebuie să te ajuți, întotdeauna să te ajuți. Că așa este primăria, mai ales satului, unde nu sunt așa de mulți lucrători, dar sunt lucruri care nu intră în funcție direct. Vin persoane care te întreabă, fiind oameni din sat, te întreabă și te întreabă ceva, o întrebare pe care îl doare și cum ar trebui să facă. Și dacă nu știi, ți-e rușine. Să-i ajut, pur și simplu așa omenește, adică nu că într-o funcție mea, dar așa omenește. Multe întrebări, adică de pensii, de ani lucrați, de salariu. V-ați gândit vreodată că ați putea rămâne în primărie câteva decenii? Cunosc cât suflet am pus în ceea ce am făcut. Rămâne doar populația să decide. Dumneavoastră, cel de astăzi, sunteți mult mai diferit de omul care a venit în funcția de primar? Mulți nu înțeleg că primarul tot are familie. Și eu vreau și eu să fiu și să mă bucur de familie, fiindcă la vârsta mea, eu undeva ignor familia. Conceptul acestor discuții aici, pe scena din Casa de Cultură Țipala, a fost de a ridica pe scenă oameni valoroși pe care îi are satul. Este puținul pe care eu pot să-l fac în acest sens pentru comunitatea din care am pornit și eu în viață. Dumneavoastră probabil, sau sunt sigură că ați ales să deveniți primar din același considerent, pentru a oferi ceva comunității din care faceți parte. Spuneți-mi... Dar sper să fiu aici acasă, cu familia și mai aproape de băștinașii noștri. Cred că este și momentul să vă felicit cu prelejul hramului localității, pentru că acest interviu sau aceste interviuri vor apărea în ajunul sărbătorii, să aibă localitatea asta mulți oameni demni, să aibă parte de condiții bune de viață, de trai aici și să vrea, așa cum ziceam, oamenii care au plecat de aici să revină acasă. Suntem în Casa de Cultură a satului Țipala și pe această scenă deja au urcat înaintea dumneavoastră câțiva oameni care și-au dedicat decenii din viața lor pentru a servi localității, comunității, unii în
sfera medicală, alții sunt profesori, alții i-au ghidat pe tinerii noștri prin bibliotecă. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cel care ați devenit primar acum 2 ani? A 3. E al treilea deja. V-ați gândit vreodată că ați putea rămâne în primărie câteva decenii? Așa cum este, de exemplu, doamna contabil șef, care are 3 decenii de activitate în interesul localității. De fapt, pe data de 7 noiembrie, eu o să se împlinească 3 ani de zile de când am fost validat mandatul. Să vă spun sincer, dacă m-am gândit pentru următorii ani ca să mai obțin încrederea populației, nu am reușit să mă gândesc. Un lucru cunosc și știu că este mult de lucru, permanent 24 din 24 servește interesele populației. De aceea, când vine timpul să te gândești pentru următorii ani să mai candidezi, atunci stau, într-adevăr mă gândesc, încă nu m-am decis. De fapt, cunosc realizările mele, cunosc cum a fost până în 2019, cunosc cât suflet am pus în ceea ce am făcut și rămâne doar populația să decidă și să vadă reacția lor. Până la urmă eu o să mă bazez pe suportul populației. Cum v-ați schimbat dumneavoastră în cei 3 ani de activitate în funcție de primar? Cum vi s-au schimbat viziunile despre ceea ce credeați la început că se poate de făcut în localitate și ceea ce ați văzut că este în realitate și cu posibilități reale de făcut? Eu de fapt eram convins în mine și în echipa mea că o să fac mult în localitate, deoarece în spate aveam susținere atât la nivel de raion, la nivel de guvern, și asta m-a convins ca să candidez și să fac față provocărilor. Dumneavoastră, cel de astăzi, sunteți mult mai diferit de omul care a venit în funcția de primar? V-am zis acum câteva minute înainte de discuția asta că ați albit foarte mult în ultimii ani. Și probabil ăsta este și rezultatul implicării pe care o aveți în activitatea dumneavoastră. Ce s-a mai schimbat în interiorul dumneavoastră, în felul în care gândiți în perioada asta? Eu sunt o fire liniștită. Sunt o fire calmă și domeniul care l-am ocupat până acum, fiind inginer constructor de specialitate, oricum localitatea se construiește și eu practic acest domeniu în care am avut activitate până acum continuă mai departe. Dar sunt schimbări la nivel de personalitate, sunt schimbări la nivel de dialog, de comunicare cu alte structuri în stat. Ați devenit mai puternic în perioada asta? Mai puternic, mai convins poate am devenit. Mai convins pe forțele proprii? Da. Că puteți realiza? Da, da. Și asta se întâmplă după ce ați reușit să implementați proiect după proiect în localitate. Probabil asta vă dă și încrederea că lucrurile pot fi realizate. Atunci când vezi că dacă ți-ai pus în plan să repari, de exemplu, un drum sau să construiești de la zero ceva și se realizează, asta îți oferă și încrederea lucrului bine făcut. Desigur, eu sunt foarte mulți pași până am atins un proiect bine realizat. Să încep de la o idee, de la o schiță, până la realizarea asta durează. Și mă bucură faptul că într-un timp de 3 ani de zile, într-adevăr, am reușit multe proiecte. Ultimul proiect care, într-adevăr, era, pentru mine era o, nu că o dilemă, dar cum să spun corect, simțăm că sunt undeva intimidat ca să nu fiu selectat ca primărie. Dar nu m-am lăsat. Despre ce proiect e vorba? Un proiect care reabilitarea și reconstrucția drumului Basarabiei și Miorița.
foarte multe acte care mi se solicita ca să le, să le prezint. Să le prezint. Multă birocrație. Dar am reușit. Cinstit, atunci eu am fost și la odihnă cu familia. Nu m-am tot odihnit, că cunoșteam că sunt în joc în jur de 3 milioane de lei, care, în caz dacă nu fac tot posibilul, se duc în altă localitate și noi rămâneam cu, doar cu ideea, fără a fi realizat acest proiect. Dar, de departe, prin intermediul rețelei de socializare, am început să, fiind chiar și la odihnă, încercam să soluționez punctele unde eram înlăturat puțin de la niște factori care credeam pentru mine că cineva era la mijloc. Deci activitatea în primărie nu se încheie după programul de ora 8-17, este, cum spuneți la început, 24 din 24 și oriunde te-ai afla, oricum gândul ți este acasă la proiectele din sat. Atunci când v-am întrebat dacă v-ați gândit cumva să vă regăsiți în activitatea asta de administrație publică multe decenii înainte, nu a fost întâmplător. Ziceam eu că unii oameni își doresc să vină într-o funcție, alții sunt doriți în acea funcție. Ați spus că încă nu știți dacă aveți planuri pentru următorul mandat. Mai este un an de zile până la alegerile locale, generale, și mi-e complicat să spun că o să mai fiu ales sau o să candidez în funcția de primar. Nu o spun cu ceva cu pesimism. O spun deoarece mulți nu înțeleg că primarul tot are familie. Și eu vreau și eu să fiu și să mă bucur de familie, fiindcă la vârsta mea eu undeva ignor familia. Și mă tem că peste ani undeva o scăpările acestea o să mă apasă și eu o să le simt atunci. Credeți că o să aveți regrete peste ani? Că nu alocați suficient timp familiei acum și de asta sunteți acum la răscruce de a decide dacă veți continua sau nu? Asta mi-e frică, deoarece familia mi-e compusă din două fete și o soție. Le iubesc foarte mult și de aceea vreau și ele, ca copiii mei, ca ceilalți copii, să se bucure de atenția părinților. Cât de des găsiți acum timp să petreceți cu familia și când o faceți? Practic, timp nu prea este pentru familie. O petrec în momentul când, duminica, practic. Sâmbata este o zi când încerc să o dedic pentru gospodărie. Celelalte 5 zile sunt strict pentru primărie, pentru comunitate, de luni până vineri. Dar și sâmbata sunt invitat în localitate, multe solicitări sunt, deoarece sâmbata și localnicii sunt mai liberi și ei încearcă să mă invite la o discuție într-o mahala ca să discutăm de careva probleme, să o putem soluționa. Și de aceea eu practic și sâmbata sunt des în teritoriu. Dar deja duminica încerc cu familia să acord careva timp. Ideea sau conceptul acestor discuții aici pe scena din Casa de Cultură Țipala a fost de a ridica pe scenă oameni valoroși pe care îi are satul. Este puținul pe care eu pot să-l fac în acest sens pentru comunitatea din care am pornit și eu în viață. Dumneavoastră probabil sau sunt sigură că ați ales să deveniți primar din același considerent pentru a oferi ceva comunității din care faceți parte. Spuneți-mi cum pot oamenii din localitate să ajute, să se implice pentru ca localitatea să urmeze pașii ăștia de dezvoltare mai rapid. Prin ce activități? Cum vă pot ajuta ei pe dumneavoastră? Localnicii, ca să ajute administrația publică locală, ei în primul rând trebuie să țină cont de solicitare. Ca exemplu, orice proiect în localitate care se aduce sau se implementează, lumea trebuie să cunoască că este aportul atât a primăriei cât și a localnicilor. Merge vorba de contribuții. Aici localnicii ar putea să ne ajute prin contribuții. A doilea factor, ei ar putea contribui prin
a ne înțelege și nu a încurca, adică a nu deranja prin alte acțiuni ce ține de... Am avut cazuri în construcția drumurilor. Toți doreau, până la urmă, construiești, ei se revoltă, de ce la mine așa și de ce la vecinul îi face așa, de ce eu doresc într-un fel, dar este un drum care nu pot să ajustez după toate parametrii gospodăriilor. Și în momentul ăsta, localnicii ar trebui să înțeleagă că nu este posibil să-i soluționez problema în poarta omului. Alt factor este, noi am început și am implementat colectarea deșeurilor în localitate, dacă merge vorba de unde ei poate să ne ajute. Iată, în momentul ăsta de colectare, am făcut condiții ca ei să încerce să se dezvolte în a menține curățenia. Eu mă bucur că o bună parte au înțeles și sunt rezultate plăcute, dar încă mai este de lucru. Ordinea într-o localitate, într-o comună, este fața gospodarului și fața primăriei și a primarului inclusiv. Și alte unde ar putea să ne ajute localnicii este ca permanent să ne țină, să avem o discuție liberă. Ce ține de orice problemă, care chiar dacă nu se poate de soluționat, ei trebuie să înțeleagă că urmează. Ei doresc astăzi, nu se primește astăzi, dar vine timpul când problema lor o să fie soluționată. Și noi ne ghidăm după niște factori în care prioritate este o problemă care se rezolvă cei care are prioritate, care este deodorată mai, nu așa de... Deci să aibă răbdare, în într-un fel, da, și să... Să aibă încredere că vor fi lucrurile mai bine? Asta în primul rând. Apropo despre încrederea în ziua de mâine și încrederea că lucrurile se vor face mai bine, la nivel de țară, la nivel în general de societate, noi am fost dezamăgiți ani la rând de guvernări care s-au perindat. Așa s-a întâmplat și în localități. Se întâmplă că oamenii au așteptări foarte mari și nu totdeauna poți să le îndeplinești. Reușiți prin lucruri mici să-i motivați pe oameni să creadă că și mâine vom face alt lucru mai bun și mai bun? Care a fost proiectul din ultima perioadă cu impact care i-a făcut pe oameni să zică noi vrem să rămânem aici, în sat, pentru că eu văd că lucrurile se mișcă în direcția corectă și eu văd că mâine va fi mai bine? De fapt, sunt două proiecte care le-aș putea menționa. Un proiect care e datorită guvernului și mulțumim administrația de stat a drumurilor, care a găsit resurse suficiente ca să finalizeze și să aloce pentru construcția, reparația capitală a traseului Țăpala-Pojoreni. Asta este un eveniment care pentru localitate o să rămână în istorie, deoarece datorită acestui drum, noi deja avem solicitări în a procura terenuri în localitate, case deja se încep a procura, localnicii deja mai în siguranță circulă. Sunt factori care duc la bunăstarea localității. Și a doilea factor este când noi am avut o stație de depurare în 2012, până în prezent ea n-a fost funcțională, datorită Consiliului și antreprenorului care l-am contractat, noi anul acesta am pornit să folosim stația de epurare. Asta este un factor și un lucru benefic pentru localitate și era dorit, deoarece oamenii aveau canalizare construită pe drumul central, aveau conectările făcute, dar nu se puteau folosi. Și iată, anul acesta am pus ca bază, ca scop, ca până la finele anului să fie implementat și pornit stația de depurare. Deci noi în luna noiembrie suntem cu stația în funcțiune. Deci se creează confort aici, acasă, da, în localitate. Și atunci când vorbim de localitate, noi trebuie să menționăm că vorbim de comuna Țăpala. Corect. Fac parte și satele Bălțați și Budăi. Acolo, sau și acolo, la fel implementându-se proiectele similare. Pe lângă asta, pentru că suntem în incinta Casei de Cultură și o să repet aici,
că pe această scenă suntem pentru ultima dată și probabil suntem ultimii care filmăm aici. În varianta asta, Casa de Cultură nu vom mai vedea curând, pentru că încep lucrările de reparație. Dați-ne câteva detalii despre cum ar putea arăta această Casă de Cultură peste câți ani, cât va dura proiectul. Proiectul durează un an de zile. A căzut tencuiala undeva. Probabil, da. El ne aude și da, dă semn. Dat semn. Dă semn că dorește să fie cât mai repede reparat. Casa de Cultură a fost contractată și datorită finanțării din partea Ministerului de Dezvoltare Regională, merge vorba de satul european, noi am obținut și recent am obținut finanțarea, am vrut să spun, am obținut contractul și am obținut semnat contractul cu antreprenorul. Graficul de execuție se începe de luni. Începem cu acoperișul. Această casă de cultură, ea deja va avea încălzire, scena va fi reparată capital, sala la fel, va fi cu vestiar, va fi cu bloc sanitar, va fi cu birou pentru șeful casei de cultură, pe exterior va fi termoizolat, acoperișul, cum am menționat, va fi schimbat și încălzit tavanul. Practic, o să aibă o înfățișare diferită de care este acum. Și o să unească aici oamenii de cultură. Da. Și în incinta acestei case de cultură planificați să deschideți și un mic muzeu al satului. Corect, corect. Noi ne-am pus această dorință este din 2019 la mine personal. Noi avem două ansambluri, două colective artistice. Cel mai vechi este Oleandra și nou, recent, de 5 ani, avem ansamblu Iasomie. Și iată, cu ajutorul lor, împreună, o să amenajăm un muzeu aici la intrare, probabil că o să fie cel mai corect și cel mai frumos. Ținând cont că avem și Consiliul de Tineret, iată, Consiliul de Tineret, noi împreună o să desfășurăm activități aici, atât pentru tineret, cât și pentru cei mai în vârstă ca noi. Și ne dorim ca această sală să fie plină și cât mai des, la da, cât mai multe întâlniri. Spuneați că proiectul durează cât? 12 luni. Deci un an. Deci peste un an am putea să ne revedem pe această scenă, doar că e deja încălzită, să nu înghețăm aici și să nu mai cadă tencuiala, să nu se audă. Noi, ce ține de antreprenor, noi am făcut un grafic și am discutat maxim, noi la ziua diasporii dorim aici să facem o sărbătoare. Noi ziua diasporii o să fim la 3 ediții la anul viitor, în luna august. La mijlocul lunii august sperăm să reușim ca să fie aici deja reparat și să, Casa de Cultură să ne primească, să fie ca gazdă pentru toți localnicii. Eu doar pot să mai menționez ca prioritate, noi am fost selectați și cu a doilea proiect în valoare de 7.400.000 pentru extinderea canalizării. El, de fapt, costul total a rețelei de canalizare, noi l-am costă 26 de milioane. Acest 26 de milioane cuprinde practic toată localitatea care a rămas fără canalizare, peste 13 km și jumate de rețea. Din aceste 13 km și jumate, iată, de la Casa de Cultură până la stația de depurare, ne-am pus ca scop, am depus actele la satul european, ne-a venit scrisoarea că suntem selectați în lista cea mai scurtă și recent, cu 2 săptămâni urmă, am fost contactat de la UNEDRL ca să prezint niște ajustări la deviz, că în scurt timp se străduie să găsească finanțare pentru cele sate unde sunt în lista scurtă de așteptare. Și sperăm că, dacă nu anul acesta, anul viitor, să începem cu extinderea canalizării, care iarăși este o strigență, o necesitate pentru localnicii noștri. Felicitări pentru și acest succes și sperăm ca asta să-i aducă pe
consătenii noștri, să-i aducă acasă și casele din localitate să fie mereu pline, nu doar cu lacăte, pentru că chiar dacă suntem lângă Chișinău, din păcate încă mai avem case care au fost lăsate de stăpânilor plecați peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Ne dorim tare mult să revină. Unde nu te duci oricum, cea mai bine la tine acasă. Eu personal am frate care e plecat, nu l-am văzut de mult timp. Ne contactăm pe rețele de socializare și ce vreau să vă spun, căci eu tot mă gândeam. Ana, poate plec și eu cu familia, cum au plecat și colegii de mei și frați de mei. Dar știți, pentru mine despărțirea de localitate e dureroasă și nu pot. Nici am fost recent în România, am fost să ne înfrățim. E bine și acolo, dar când te îndepărtezi de comună, de localitatea ta, ceva este gol pentru mine. Deci eu, pentru mine, cât de greu n-ar fi, dar sper să fiu aici acasă, cu familia și mai aproape de băștinașii noștri, care, într-adevăr, au nevoie de un sfat. Până la urmă, este binevenit pentru un bătrânel, un sfat pentru un copil, un sfat pentru o familie nouă formată. Asta, în primul rând, trebuie noi să le dăm atenție, un sfat, pe urmă merge partea materială și financiară. Deci să fie suportul, da, mai întâi. Acest suport psihologic și emoțional. Și asta probabil valorează, nu că probabil, dar sigur valorează mult mai mult decât cel financiar, pe care uneori nu îl putem oferi. Să simtă că suntem alături. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături, că ne-ați fost gazdă azi și ne-ați oferit acest spațiu pentru a filma discuțiile noastre. Cred că este și momentul să vă felicit cu prilejul Hramului Localității, pentru că acest interviu sau aceste interviuri vor apărea în ajunul sărbătorii, să aibă localitatea asta mulți oameni demni, să aibă parte de condiții bune de viață.